Bună dimineața! Astăzi o să vă arăt cum am realizat acest modul. L-am chemat funie pentru că are aspectul unei funii, uitați după cum este făcut. Foarte simplu de făcut. Mai greu este să faceți ramă, dar asta este important. Am folosit aceste bungle de 9 mm care nu sunt regulate. Mă gândesc de fiecare dată cum să terminăm materialul care l-am și în exces, care am greșit când l-am luat, dar văd că nu am făcut chiar așa o greșeală. Ok. Am folosit un cabochon de 30 de milimetri. Am făcut ramă cu 72 de rica, 11-0. Și am închis lucru cu rocaille 15-0. Am folosit mărgele 8-0, niște mărgele 11-0 neregulate și aceste bungle de 9 mm, tot neregulate. Destul de simplu făcut. Asta este deja montat. Eu o să vă arăt modulul cum se face. Ca idee. Vedeți? Ca să nu o lungesc prea tare. Acesta l-am făcut cu 5 rânduri cu 7 rânduri de delica. Și ies din delica din mijloc din rândul de 3, pentru că am 3, 4, 3, 4. Pun o mărgea 8-0 și intru în următoarea din mijloc. Vedeți? Delica din mijloc. Apoi săr 1, 2. Vedeți? Trebuie să fie 1, 2, 3 până când iau următoarea 8-0 și intru. Tot așa. Și iarăși 1, 2, 3. Vedeți? O mărgea 8-0, 3 spații goale. 3 mărgele goale. 8-0 și intru. 1, 2, 3. Numai în delica din mijloc, de rândul de 3. Fac așa pentru tot rândul. Asta este profilul. Fața și spatele. Am ajuns și la ultima mărgea de 8-0, uitați. Bun, și pe urmă intru în cele 3. Uitați, 2 secunde, 1, 2, 3. Trag bine și apoi intru în prima mărgea 8-0. Fața, profilul și spatele. Apoi, din fiecare mărgea în fiecare mărgeală, pun 11-0, banglele, 11-0, toate neregulate, după cum vedeți, intru în următoarea. Intru numai din 8-0 în 8-0. Următoarea. Deci, 11-0, bangle, 11-0. Nu o să intre perfect cum e intrat aici. Vă asigur. Vedeți? Nu contează că vin. Depinde de mărime, pentru că nu sunt regulate. 11-0, bangle 11-0, intru în următoarea de 8-0. Și fac așa pentru tot rândul. Am ajuns și la ultima, uitați, 11-0, bungle de 9 mm, 11-0, intru în ultima. Lucrul meu arată în genul ăsta. Vedeți? E un pic haotic, dar nu contează pentru că asta este și intenția. Același lucru, uitați-mi să vă arăt la început, l-am făcut și ca un cercel. Vedeți? Cercelul de la colier. Deci, așa trebuie să arate. Stați liniștit că se aranjează, chiar dacă într-adevăr nu e că arată prea frumos. Următorul rând îl fac tot la fel. 11-0, bangle 11-0 și intru încă o dată în următoarea
8-0. Vedeți? Deja îmi ia al doilea rând. Încă o dată. Și fac așa pentru tot rândul. Vedeți? Am terminat și al doilea rând. Profilul. Am zis un pic balamuc, dar nu contează. Profilul, fața și spatele. Încă o dată încep să pun 11-0, bangle 11-0. Vedeți? Și intru în următoarea. Trageți bine firul, dar nu trageți extrem de mult, pentru că bangle astea care nu sunt regulate pot și să taie firul. Și nu știu cât de mult o să vă convină. Vă spun din experiență. Încă o dată, 11-0, bangle 11-0, în următoarea de 8-0. Și fac așa până la ultimul. La ultimul o să revin. Așa am să vă arăt ce de arătat. Sigur, scuzați-mă, prea de dimineață, nu prea gândesc la ora asta. Am ajuns la ultima. Uitați, doar aici am două, peste tot am trei. Asta este firul de aici. Ok. Dacă vreau să-l fac colier, pandantiv, cum e aici, pun două, patru, de fapt, 8-0 și intru în următoarea de 8-0, dacă vreau. Dacă nu, pentru că pentru mine o să fie un, o componentă dintr-un colier, la fel, pun al treilea, 11-0, bangle 11-0 și intru în margeaua de 8-0. Acum, dacă doriți să stați așa că fac numai tâmpenii, să o legați de celelalte componente, vă sfătuiesc să folosiți numai mărgelele de 8-0, pentru că celelalte nu au atât de multă stabilitate ca cea de 8-0. Asta este modulul meu, sper că v-a plăcut. Asta este pandantivul care vi l-am arătat la început. Foarte ușor de făcut. Este un mod perfect de a utiliza le bangle din nou 1 mm care nu sunt regulate. Ce să zic mai mult? La revedere și ne vedem la viitorul video tutorial.